Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă tot am început pe lichide, da, dimineața asta să trecem, continuăm. Da, din păcate continuăm cu apă. Păi ce ai făcut? Asta e viața. Deci îi dăm înainte cu apă. Da, ruginim. Dar vrea să știm dacă a făcut cineva, dacă faceți analize. Dacă ați făcut vreodată analiză la apă, la apa de la robinet. N-am încercat. Ce ați descoperit? Da, dacă nu faci analize, e bună. Da. La mine în cartier se fac analize. Nu e bine. Nu e bine, nu? Zic. Da. Dar compania insistă că e potabilă apa. Mie nu mi se pare. În București am înțeles că e o apă foarte bună. Nu, acum, serios. Deci întrebarea este așa. Dacă beți apă de la robinet sau preferați apa de la pet și de ce? Adică e potabilă apa de la robinet? E potabilă și când o beți sau numai în declarațiile oficialilor? Că în declarațiile oficialelor, tu, așa, 95% din zona urbană a României beneficiază de apă potabilă, de la robinet. Da. Adică 95% din orașele țării, apa de la robinet poate fi băută fără nicio fel de problemă. Asta spune statul român. Okay. La țară e altfel. Apa potabilă din canalizare, mă rog, aia care, unde, în zonele unde există canalizare, 2/3 e potabilă. Restul, nu. Mm-hmm. Cu toate astea, dacă te uiți pe recomandările făcute de alte state, de exemplu, în Statele Unite, recomandarea pentru România, recomandarea specială pentru România, pentru cei care călătoresc în România, este să nu bea apă de la robinet. Eh. Serios. Deci CDC le recomandă oficial așa. În România se pot consuma, dacă ești american, apă îmbuteliată sigilată, apă care a fost dezinfectată, gheață preparată cu apă îmbuteliată sau dezinfectată, băuturi carbogazoase, cafea sau ceaiul fierbinte și lapte pasteurizat. Deci este ca în Vietnam, când te duci în Vietnam. Adevărat. Ți se spune, știi? Și acolo te duci și, mă rog, știi regula, ceri o Coca-Cola, îți dau o Coca-Cola care e caldă și cer gheață. Pui gheață în ea și după aia te întreb, dar gheața asta crezi că e din apă îmbuteliată? Adică, da, clar. Bun. Dar asta era și în Cuba, exact. Cu apa sigilată. Da, sigilată acolo trebuie să fie. Sunt multe țări. Săracii îmbuteliază apă în sticle goale și o vând ca să facă un bănuț. Da. Deci apă de la robinet sau din fântână nu se bea dacă ești american în România. Gheață preparată cu apă de la robinet. Băuturi preparate cu apă de la robinet sau de fântână, cum ar fi sucul reconstituit. Asta cred că e o chestie foarte americanească, sucul reconstituit. Și laptele nepasteurizat. Și mulți români, mă uit pe o știre transmisă de Europa Liberă, mulți români nu au încredere în apa de la robinet. Deși în urmă cu ceva timp, rezultatul lui control OPC Buzău a constatat că apa de la robinet este mai pură decât apa plată a multor supermarketuri din această regiune. Așa știu și eu. Păi și noi am crescut de unde cu apă de la robinet. Așa e tot, e o legendă ca aia cu țeava de la fabrica de bere. Așa, eu știu că apa potabilă din București e de foarte bună calitate. Mie nu mi-a și eu folosesc, eu am filtrul la frigider și beau numai de la robinet de 12 ani. Da, dar e filtrată. Are frigiderul incorporat un filtru pe care îl schimbă odată la 6 luni. Stai, are, deci are țeavă cum are la cu berea țeavă din fabrică, el are țeavă din chiuvetă. Am deci un frigider de ăsta precopsit. Stai bre, tu ai un rezervor în frigider? Da. Și îl umpli cu apă. Se umple singur, are țeavă. De la calorifer, de unde e? Așa e instalația. Tu ai văzut cum avem noi, iartă-mă, dar și ați văzut cum e prin corporații? Primești dispensor de apă. Ai văzut? Avem și noi aici. Da. Sunt multe corporații care au așa. Sunt peste tot, prin redacție, pur și simplu. Da. Dispensoare de apă. Vine o țeavă, pac. Tu crezi că țeava aia, ia de unde vine apa aia? De la robinet. Serios? Și e trasă prin toată redacția așa? Păi de unde vine? Păi unde, frate? Păi nu știu, de la pluvială, de unde crezi că vine? Mă întreb și eu de unde. De la robinet. Deci noi avem o țeavă care pleacă de acolo și merge, vorba aia, 30 de metri. Eu nu cred că e nicio țeavă ăla, cred că merge... Ba da, e cu țeavă. E cu țeavă. N-are, bre... N-are bidon. Că alea cu bidon mai aveam încredere. Dacă văd o țeavă de asta care intră de nicăieri... Așa, și de unde crezi că e? Păi nu știu, de la robinet, de la calorifer. Condensul de la aerul condiționat. Uite, vezi? Important e că o filtrează, că are niște filtre în el. Știi că teoretic condensul ăla de la aerul condiționat ar trebui să fie apă pură, demineralizată, da. De izvor. Da. Excepțională. Poți să o pui la mașină. Haide că avem mesaje și trebuie să le dăm citire. Hai, da. Citești. Deci, întrebare, dacă vreți să ne sunați, bine, dacă nu, asta e, nu ne sunați. Deci, apă la pet sau la robinet, de ce nu apă la robinet?
și de ce apă la PET și dacă e potabilă. Dacă e potabilă pe bune sau... Adevărul că, uite, eu acum îmi dau seama... Băi, are gust nasol, mă, și la mine. Că din momentul în care am... Eu m-am îngrășat din momentul în care am renunțat la apa de la robinet. Foarte băi, bun. Nu, deci are gust nasol, adică serios. Mai scap și eu la robinet când e prea departe. E la voi acolo e nasol, în București, apa are un gust excepțional, da? Serios. 0372069599, dar între timp am primit mesaje la 0728312. Zice cineva că în București nu poate spune că e 100% ok, da, în care e foarte mult clor, da, dar în lipsă de apă îmbuteliată e ok. O să obi. Asta da, la avarie. Mamă, stai că vei la mesaje, dar nu mai pot să le dau. Altcineva filtrează cu cană filtrantă. Asta e foarte... Da, la modă, am și o cană filtrantă. Da. Dar știi că filtrează impuritățile tip bacterie și impuritățile mari. Dar nu filtrează metale. De Canada. Canada. Da. Însă filtrul ăla, cum am eu la frigider... Ce filtrează ăla? Ăla filtrează ca lume. Asta, ce filtrează ăla, mă, ca lume? Nu, auzi, stai puțin. Nu filtrează, mă, nimic. De când ai frigiderul ăla? Ce? De când ai frigiderul ăla? De 12 ani. Acolo. Și crezi că mai filtrează ceva? Acolo. Filtrul se schimbă la 6 luni. Da, dacă ți-ai vis, dai seama, este o civilizație întreagă, extraterestră, bacterio, nu știu ce, care... Și poți prosper. Să pui să-ți dea și limonadă, citronadă și altceva, sau e doar apă? Păi, mă, că sunteți și invidioși, fii atent. Ia telefonul, că așteptă un pe linie. Mamă, avem un telefon. Stai așa. Asta e, gata. Alo? Ne concentrăm imediat. Apăsă butonul. Cristi e cu noi. Bună dimineața. Salut, Cristi. Salut, salut, băieți. Da. Părerea e oarecum împărțită și egală. În, nu știu ce să zic. Nu prea am încredere nici într-una, nici într-alta. Eu sunt șofer și livrez pe la marile centre comerciale și vreau să zic că condițiile în care se păstrează apa în peturile alea, nu vreau să vă zic, da, mă rog. Păi, în ce sens? Ce sens? Că stă la căldură sau ce? Că stă la căldură? Da, exact. Acum, cel puțin pe timpul verii. Dacă apa e sterilă, stai puțin, dacă apa e sterilă, cum trebuie să fie și e îmbuteliată și sigilată, faptul că stă la 50 de grade nu e o problemă. Nu cred, Vlad. Uite-te pe fiecare flacon din ăla de plastic și ai să vezi că nu trebuie păstrată nici în soare, nici în înghet. Tocmai asta e chestia și... Păi da, dacă fierbe, eu așa am auzit la Revoluție, că dacă se trebuia să fierbem apa, ca să nu ne otrăvească teroriștii. Aha. Da, mă rog, asta e păi și... reacția cu plasticul la soare, ce da. Produce înăuntru apei și tot așa. Păi cine a zis că stau în plastic? Da, e bine să bei bere și vin. Nu. Da, mersi. Îți mulțumim, Cristi, îți mulțumim. Alina zice, eu beau apă de la robinet de peste 11 ani, fără filtru. Sunt foarte bine. Bravo, îți mulțumim, Alina. Sebastian, bună dimineața. Salut, Sebastian. Bă, mai mănâncă urechea de pe spate? Da. Bună dimineața. Salut. Legat de sistemul de filtrare, da. Am un dozator de ăsta legat la se leagă cu un furtun foarte discret. Da. L-am de 12 ani, am crescut copiii cu el. Nu cam ceva cu apa de la ghiuvetă, dar cantitatea de clor de cele mai multe ori depășește orice limite. Cam nasol dacă clor aminte în București, a fost și un incident în urmă câțiva ani, când au fost nevoiți să bage mai mult clor, că nu și avarii au avut și a fost neplăcut rău de tot. Într-adevăr, clorul nu distruge ouăle de gearghia, de exemplu, pe când un sistem de ăsta de filtrare le poate opri. Uh-huh. Iar sistemul ăsta de filtrare ce face la mine? Elimină gustul de clor, nanoparticule. Practic beau apă de la ghivetă, dar filtrată e o apă plată. În București am pățit să merg în vizită și să stau două zile, n-am putut să beau apă de la ghivetă. Are gust nasol, nu? Exact, da. Da. Sau nu ești obișnuit cu gustul apei respective, asta e. Da. Când eram mic și mă duceam la mare, pe vremea aia asta cu apa îmbuteliată era o raritate totuși, adică erau puțini care la mare avea un gust groaznic. Mamă, și apa aia de la ghivetă de acolo era ceva înfiorător. Aia o țin și eu minte, m-a marcat. Ovidiu, neața. Stai că oamenii au treabă. Zi-ne, Ovidiu. Salut. Eu prefer apa de la robinet, într-adevăr filtrată. Sunt în Brașov, apa este bună, nu știu, eu în București. Mamă, voi la Brașov acolo aveți apă de munte, frumos. La tine vine, cred că ai țeavă direct din izvor. Nu e din izvor, că nu bat drumul până la izvor să car bidoanele cu apă și nici la magazin să car bidoane cu apă. Am preferat să-mi pun un filtru în casă și e bine așa. Da, spui, okay. Ți-ai pus filtrul la robinet, nu? Da, da, da. Cel la robinet, un filtru în ultrafiltrare, în trei trepte, mai urmează o lampă de instalație de aia, de osmoză, nu știu cum? Nu, nu. Are... Osmoza este, aș putea spune, cel mai înalt nivel de filtrare. Aha. Dar ultrafiltrare este
mai jos. Aha. Vreo trei și etape. Cu lampă de ultraviolete, nu? Nu. Nu, lampa este recomandată, ce puțin de furnizorul cu care am lucrat eu, după orice filtru. Aha. În special după filtru de cărbune activ. Ah, ok. Da? Mulțumim, dar minte la ce s-a ajuns. Uite, Florin din București are filtru cu osmoză inversă, 7 filtre scris în paranteză. Măi, băiete. La chiuveta de la bloc de 6 ani. Am făcut probe de apă și de la rețea și de la filtru și diferența e că cea de la rețea era foarte dură. Altcineva ne spune că nu prea e la îndemână să faci des teste, pentru că testarea apei costă 300 de lei. Uh-huh. Da, foarte mult. Emi, bună dimineața! Emi? Alo, alo, bună dimineața! Ești salut. În direct, te rog. Da, 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 vreau să-i dau dreptate lui Luca, pentru că și eu am la frigider un filtru de apă, că și este foarte bună apă, însă câteodată am probleme cu monezile, trebuie să bag monezi. Dânsul ce bagă? Bag note sau monezi? La ce? Păi am crezut că funcționează ca un fel de asta. Nu, 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 e gratuit totul, e gratuit. E gratuit totul, da, da, eu da, mai da. Am probleme cu monezile, că toate nu găsesc. Mulțumesc. Băi, asta e cel mai mișto emisiune. Deci pe final de sezon, toată lumea e relaxată, putem să spunem orice prostii. Da. Astăzi sunt cele mai funny. Da, mai avem un minut. Ce mesaje mai? Auzi, fii atent. Stai auzi puțin. Cine? Auziți voi, stați că l-am pierdut. Că ne-a scris cu fabrica Gambrinus. Gata, a revenit. Deci revenim acum în mod terminăm excepțional, cu terminăm cu bere. Da. Revenim la țeava din casa vecinului fabricii Gambrinus, da? Da, așa. Ia. Deci să o luăm de-a capul. Ne-a scris un ascultător ceva mai devreme că la fabrica de bere Gambrinus se întâmpla și era adevărat, nu era o legendă, că un cetățean lucra mecanic operator la linia de îmbuteliere și locuia într-o casă de serviciu gard în gard cu fabrica și își trăsese țeavă până în casă, da? Da. Am lucrat acolo la pază după ce fabrica a fost vândută, ne-a spus omul ăsta. Și acum a revenit, după ce tu ai zis că e doar o legendă. Așa. După vânzare, managerul a angajat o firmă de pază și câteva persoane care lucrasere în poliție. Pierderile de bere erau foarte mari, se fura la greu cu camioanele, se făceau restructurări în continuu, se făcea control pentru depistarea alcoolemiei personalului, deci se fura de ea, credeau că pleacă cu ea în burtă. Aia furau prin stomac, așa. Și cine era depistat era dat afară. Unul dintre colegii celui în cauză, fiind depistat pozitiv, adică cu bere, cu bere, pentru a scăpa, l-a turnat pe cel cu țeava în casă. Ce nenor. Și au tăiat țeava, da, băi, ce oameni. Și auzi, eu sunt curios cât costa casa aia, dacă ar fi fost să o cumpere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.